Dragi prieteni, colegi, stimați cetățeni, pentru unii din voi sunt o prezență cunoscută, pentru alții mai puțin cunoscută. În această perioadă sunt tot mai des întrebat de ce fac parte din echipa blocului Renato Usatăi. M-am alăturat echipei pentru că aici am găsit oameni cu caracter, oameni onești și corecți. Pentru că blocul are un lider foarte curajos și carismatic, care nu se teme să-și înfrunte oponenții și să le spună adevărul în față. Pentru că repartizarea sarcinilor de către conducerea blocului, în bază de competențe, vorbește despre o abordare responsabilă și profesionistă a exercitării puterii. Este o echipă de oameni care vine să lucreze în interesul cetățenilor și care sincer își doresc să schimbe viața în această țară în bine. Eu vin din sectorul real al economiei, din mediul de afaceri, având o vastă experiență în diverse domenii, cum ar fi producerea, importul, exportul, vânzări, logistică, negocieri de contracte, plasare pe piață, și aici lista poate continua. Sunt familiarizată cu neajunsurile acestui sistem, nu din auzite, ci fiind personal implicate în aceste procese. Cunosc în detalii problemele cu care se confruntă un agent economic. Acești oameni nu au program de lucru, nu au zile de odihnă sau sărbători. Se lucrează 24 din 24 anul împrejur. Uneori sărind peste prânz pentru că brusc din economist trebuie să devii inginer, electrician, asta din lipsă de cadre și personal calificat. O dură realitate a acestui stat. Aceste realități înfruntate zilnic te obosesc, te demotivează și în final îți închizi afacerea și pleci din această țară. Eu deseori spun că să inițiezi o afacere în Republica Moldova, dar mai ales să o menții, trebuie să fie erou. În toți acești ani de activitate, eu am acumulat o mulțime de întrebări. Și anume, nu înțeleg de ce producătorilor autohtoni de carne, pește, produse lactate, nu li se permite să-și exporte produsele în țările europene, în timp ce marfa producătorilor europeni este bine mersi importată în Republica Moldova în cantități destul de mari. Bineînțeles că cu echipa blocului ne vom implica la maxim pentru a deschide piețe de desfacere pentru sectoarele date. Nu înțeleg despre ce fel de susținere a agricultorilor și a producătorilor autohtoni putem vorbi atunci când subvenționarea se efectuează post-factum. Adică fermierii trebuie mai întâi să meargă, să-și găsească resurse, să împrumute de la cineva bani și doar apoi, nu știu când, statul îi va transfera banii promiși pentru subvenționare. Nu înțeleg de ce agenții economici, a căror fabrici, uzini, sunt amplasate în municipiul Chișinău și Bălți, nu sunt eligibili la unele granturi, doar din motiv pentru că producerile lor nu sunt localizate undeva prin regiuni, de parcă nu tot ar fi producători autohtoni. Nu înțeleg unde producătorii locali își pot vinde produsele atunci când rețelele de magazine le stabilesc condiții exagerate de acces la raft. În acest sens, consider de o importanță majoră de a plafona mărimea discountului aplicat de către rețele. Este o soluție care va avea un impact foarte benefic pentru producătorii autohtoni. Nu înțeleg de ce micii antreprenori trebuie să plătească sume foarte mari pentru contabilitate și evidență fiscală, atunci când există o mulțime de alte sisteme de evidență fiscală mult mai simple. Aici, împreună cu, cred că, unul din obiective ale blocului Renato Usatăi este reforma fiscală, fără de care, cred eu și sunt sigură că dezvoltarea economică va șchiopăta încă în continuare. Nu înțeleg de ce o instituție de stat le solicită antreprenorilor sau agenților economici
documente emise de alte instituții ale aceluiași stat, în formă tipărită și ștampilată, dacă funcționarea acestor instituții ar trebui să aibă acces la ele doar pentru un singur click, fără a genera rânduri și proceduri birocratice inutile. Nu înțeleg cum statul poate stabili unele standarde de calitate a unui produs fără a avea un laborator în țară care să verifice calitatea, direcționând astfel agenții economici spre laboratoarele altor țări. Также я не понимаю. Почему контролирующие госорганы занимаются только карательными мерами, запугивая всех граждан и экономических агентов и тем самым создавая предпосылки для коррупции. И это только маленькая часть вопросов, которые я успела озвучить. Но у граждан и у экономических агентов их сотни. На некоторые из этих вопросов у меня уже есть ответы, на другие пока еще нет. Но вместе с профессионалами в разных отраслях, которыми являются все члены блока Рената Усатова, мы точно найдем те варианты решения проблем, которые будут соответствовать интересам граждан, а не коррумпированных чиновников или коммерсантов от власти. И я уверена, что через 4 года... нам не будет стыдно смотреть людям в глаза. Спасибо.